luminoasă, avem 1148 de oficii, este o instituție care este foarte ramificată, dorința noastră este de a centraliza tot. Da, s-au mai făcut lacune în anul ăsta, dar am avut necesitate stringente de a face achiziții urgente, fiindcă eu când am făcut o analiză la cantitatea cheltuită la reparația gazoanelor Gaz 53, duceam poșta la Brăceni și la Otaci, mi-am pus mânele în cap. Am avut acum astăzi, Poșta Moldovei are procurat undeva la vreo 40 de mașini noi, practic, din mâna a doua de la poșta nemțească și orașul Chișinău a schimbat la față toată poșta și toți banii sunt duși în mașini securizate. Pe Republică am schimbat 17 raioane unitățile de transport. Deja cheltuieli la reparații curente, la moșcviciurile cele, nu le avem. Cum nu? Dar este unde au căzut un sac de bani de la... Asta nu de la noi. Sunteți la Banca de Economie. Economie. Nu a vostră mașină. La noi nu mai cad deja, la noi mașinile sunt noi. Nu, bravo, bravo. Și deci lucrăm asupra altor proiecte foarte importante. Eu, noi credem că anul ăsta am ajuns, am atins cifra de 7 milioane profit, unde 3 milioane și ceva au fost achitate statului, asta e istorie poștii, și am făcut cele mai mari achiziții. Dar achizițiile au fost făcute din necesitate, fiindcă primind licență financiară pentru activitatea, pentru eliberarea banilor în oficii poștale în valută, am avut necesitate să procurăm calculatoare, să fim dotați, fiindcă concurență avem. Astăzi la Bălți s-a instalat Nova Poștă. Este o Nova Poștă din Ucraina instalată la Bălți, care este un concurent direct al nostru. Noi, toate tarifele naționale sunt reglementate de stat. Cum? Doar este o Nova Poștă este un serviciu de stat, strict reglementat. Da, dar ăștia se ocupă cu coleteria, adică cu distribuirea coletelor. Tot ce aici face parte din activitatea noastră, poștală. Deci, serviciul nostru... Dar nu e licenziat.